Bine v-am regăsit! Ziua de marți ne va aduce mult soare, cer senin și temperaturi generoase. Termometrele indică în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 12 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș vom avea parte de vreme caldă și cer parțial însorit. Pentru Sighișoara și Sovata sunt estimate 13 grade, iar pentru Iernut și Luduș sunt prognozate 14. Atât în Stânceni cât și în Batoș vom avea parte de circa 10 grade Celsius. În afara județului nostru va fi vreme plăcută, însoțită de un soare prietenos. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoare de 13 grade, în timp ce la Sibiu sunt estimate 14. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia va fi vreme frumoasă și 13 grade Celsius. La Brașov, soarele se ascunde după nori și în aceste condiții se vor înregistra 12 grade. În capitală, același regim termic, iar temperatura maximă nu va depăși pragul de 16 grade Celsius. Marți noaptea cerul va fi noros, atât în Reghin cât și în Târgu Mureș sunt estimate 4 grade Celsius. Miercuri temperaturile încep să crească, chiar dacă pe tot parcursul zilei cerul va fi acoperit de nori. Mercurul din termometre urcă atât în Reghin cât și în Târgu Mureș până la valoarea de 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!